Mai nou, orice vizită la salonul de coafură începe cu un diagnostic al firului de păr. Specialiștii încearcă să stabilească ce tip de produse sunt recomandate clientului și să depisteze eventualele probleme ale scalpului. Fire puțin mai subțiat, din cauza că te speli foarte des. Ai fire care sunt puțin înflorite pe lungime, ceea ce nu e ok. În această situație, specialiștii recomandă tratamentele cu produse organice. Din fericire, și pe piața din România au apărut acum vopselele care, în loc să deterioreze părul, îl repară. Tratamentele organice sunt bazate pe uleiuri esențiale extrase din plante, plante organice, plante biodinamice. Puterea lor e de mii de ori mai mare decât a unei plante normale, atât timp cât ea este organică și biodinamică. Vopseaua, în schimb, nu este vopseala, nu este o colorare, un tratament colorant. Asta este o vopsea. Deci ne vopsim și ne tratăm părul în același timp. Femeile însărcinate pot folosi această vopsea fără nicio problemă. Oamenii care prezintă alergii iar se pot vopsi. Adică nu mai e acum toată lumea cum era înainte, ne vopseam chimic sau henna. Iată că s-a ajuns că și formulele profesionale să ne ajute să ne colorăm părul și în același timp să-l tratăm prin colorare cu vopsea vegană. De asemenea, există produse profesionale de îngrijire și tratament care reușesc pe termen lung să ne protejeze, să ne trateze scalpul și firul de păr în același timp. Stiliștii folosesc produsele organice și în procesul de coafare. Astfel, placa nu va mai strica firul de păr, ci îl va ajuta să se regenereze. La noi, de exemplu, tratamentele se realizează prin această placă. O vedeți, da? E o placă la infraroșu. Ea, când aplicăm pe firul de păr, îmi deschide cuticula și vezi, a început să iasă, da? Dă-mi un pic mâna ta, te rog. Și vezi că este rece. Ai avut o ezitare? Ai avut niște emoții, nu? Și cam asta, cine n-ar alege ceva în care să nu mai agresăm și să fie totul perfect pentru firul de păr? Produsele bio sunt obținute exclusiv din ingrediente naturale și nu conțin substanțe chimice în compoziție, spre deosebire de majoritatea produselor din comerț.